Consiliul Județean Iași alocă bani pentru achiziția unui microbus școlar, care să fie pus la dispoziția elevilor de la Școala Profesională Specială Trinitas din Târgu Frumos. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Sorin Afloarei, care a motivat că este necesar un astfel de mijloc de transport pentru a veni în sprijinul copiilor din comunele limitrofe. Anul acesta, în bugetul de anul acesta, am prevăzut bani pentru două microbuze școlare. Fac o precizare, Consiliul Județean are în subordine 6 școli speciale, copii cu dizabilități. Iar pentru anul acesta am prevăzut bani pentru microbuz școlar la Școala Trinitas din Târgu Frumos și la Școala Specială din Pașcani. Momentan am început licitația pentru Școala Specială Trinitas pentru microbuz. Iar în următoarele bugetele Consiliului Județean o să vedeți o atenție mult mai mare în ceea ce privește învățământul special, pentru că în ultimii ani a fost defavorizat din punct de vedere financiar. În toate cele 6 școli pe care le avem în subordine, avem colective foarte bune, profesori foarte dedicați care se implică în dezvoltarea copiilor, dar din păcate ei au fost prea puțin ajutați din punct de vedere financiar. Pentru noi va reprezenta o prioritate în următorii 4 ani sau în următorii 3 ani de acum aceste școli speciale. Valoarea investiției este de circa 252.000 de lei, iar data limită de depunere a ofertelor este pe 19 iulie până la ora 15. Menționăm că în perioada următoare tot un astfel de microbus școlar ar urma să fie achiziționat și la Școala Specială din Pașcani, deoarece cel care este folosit pentru transportul copiilor în prezent este în permanență reparat și nu se mai circulă în condiții de siguranță.